de bani, vezi că mâine am zis că te cer de bărbat, să nu uiți. Dacă ne vreți, da, Adriana. Dacă vă vrem? Da, dacă ne vreți. Am mă vrei două? Pe mine, Cristian? Adriana, dacă vrei, poți să lupți și pentru mine. Aaaa! Bine, pentru tine lupt! Te simți sigur când o dat. Cred că situația e disperat. Asta înseamnă puterea dragostei. Uitați, asta înseamnă să vreți să vă vedeți și să nu puteți. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi, da. Vreau să-ți laud încă o dată ținuta, da, ca și ieri. Și eu, și numărul 1. Bravo! Nu știu cine? Unde ai fost în România, cu cine ai vorbit, cred că ai vorbit cu un designer, că ai început să te îmbraci ca lume. Cu cine? Bravo! De mine vorbești? Da. Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! Cristian, vreau și eu să te întreb ceva. Da. Din ce în ce mai frumoasă, Adriana. Tu mai... tu. Mătălina! George! Și mie îmi place mult cum te-ai îmbrăcat, Mădălina. Hai, taci, mă, că fiecare începutul ai tu, zât, hai. George. Mădălina, te-ai îmbrăcat ca de fiecare dată, te-ai îmbrăcat super mișto. Mulțumesc, Cristian, vreau să te întreb ceva. Ți se văd cum trebuie în ținuta asta. Dacă Cristian. Dacă mă înțelegi, ești frumoasă rău de tot astăzi. Cristian, îmi permis să te întreb. Mulțumesc, uite cum am da, când o să ai... Primești și eu o îmbrățișare și un pupic astăzi, că ieri nu prea am chef. Cristian! Te ascult. Păi vreau și eu să te întreb dacă tu cumva mai ai vreo problemă cu Achebona. Ce problemă să nu, te întreb. Cum să am vreo problemă cu asta? Nu ai nicio problemă, nicio problemă? Nu. E totul ok între voi? Da. Ești sigur? Da. Ce întrebare asta? A? Știu eu de ce, doar nu pun întrebări degeaba. Poate știi tu ceva ce nu știu. Păi dacă nu știam ceva, înseamnă că nu te întrebam. Cum te simți că de 14 minute ai intrat în categoria femeilor inteligente? Nicos, e vorba că eu aveam încredere în tine, ok? Și nenormal ce faci acum. Andreea, ridică-te puțin în picioare să te văd și eu. Și dacă nu vreau să mă ridic, ce faci? Vine-o peste tine și mă uit. Păi hai, vino. E super aiurea ce faci tu acum și că mă șinești în modul ăsta. Dar n-a fost jignire, a fost curiozitate. Au, curiozitate. Eu zic că a fost o jignire. Ia vezi cum îți sigura aia! Dacă încep să-mi dau drumul la gură, crede-mă că te îngrop în două secunde, pe care ești! I-am acceptat de fată, i-am acceptat de toată ce-a mai făcut el. L-am acceptat că m-a făcut și m-a ajutat. Am făcut toate și n-am zis de absolut nimic. Ce vine aici să mă ajute acum? Dar asta e ultima unde m-am intrat. Voi toți sunteți normali. Nu, eu am înțeles de ce am înjurat. Păi da și bun și dacă ai înțeles de ce vii să spui mie să tai de gură că nu nimic, un mă jură pe mine. Dacă erai o femeie care îmi plăcea, stai mișto că avem altă atitudine. Nu regret asta.
George, nu ești tiparul meu de femeie, da, tocmai de asta m-am făcut. Nu mă tira așa, am observat asta, am simțit asta. Vezi că expirată gluma, vezi că expirată de mult gluma. Băi, puternico, vezi că vorbești cam mult și prost. Vorbești mult și prost? Da, eu cred că tu faci glume super proaste. Ai 27 de ani, nu? Deci sper ca la vârsta de 27 de ani să nu am gândirea pe care o ai tu în momentul de față. Păi da, vă rog frumos, i-am pus o întrebare, stă și primești acum. Da, mă. Care e bomba? Nu știu, că am văzut că Cristian a vorbit cu cineva despre Achebono și știu sigur că era contul tău din cauza faptului că te am la follow și te am la urmăritori și îți cunosc contul original și vreau să spun dacă vrei tu să-i spui lui Achebono ceva. Poate na, poate. Mamă, ai ceva zi-te. Să-i spui? Hai că te-ai schimbat la față, te simți vinovat. Hai să te văd. Tu și mă dă bomba dacă o ai. Păi nu, că eu te las pe tine, că n-are rost să dau eu. Ce ai spus unei persoane despre Achebono? Ce persoană? Unei persoane, nu contează, nu vreau să dau nume. Păi contează pentru mine. Fata sau băiat? Dar nu vreau să dau nume. Ideea este că el știe despre ce vorbesc. Iar a venit să... Auzi, Alexandra, tu parcă ziceai că nu vei cu lucruri din afară în emisiune. Așa ziceai. Că tu nu o să vei cu lucruri din afară în emisiune. Dar nu este vorba de asta. S-au terminat materialele. Paul, hai să-ți explic un lucru. Ideea este că Cristiana a afirmat că a început să se înțeleagă foarte bine cu Achebono. Nu că sunt prieteni, dar sunt ok și se înțeleg ok, înțeleg? Și afară, de fapt, face altceva. Da, să nu-ți fac. Auzi, dacă era chiar asta, îl scriai lui în privat și vorbeai în privat. Nu veneai cu lucruri din afară. E, uite că n-am avut timp să hai să zic o chestie, că și eu mi-am luat o țeapă. Păi stai că am primit și noi desfășurător. Stai puțin. Și eu mi-am luat țeapă. Nico, știi că mi-am luat și o țeapă cu tine odată? Că ți-am scris contul tău original? Dar nu e vorba de asta, mă, dar ai spus că n-aduci lucruri din afară. Mizerio, de ce aduci? Fii atentă. Dacă nu mai materiale, să-ți aduc și eu. Băi, moleculă. Băi, moleculă. Nu este vorba. Băi, care e dentar? Hai să spun ceva, Alexandra. În primul rând, dacă aș fi vorbit cu cineva... Așa. Băi, despre Achebono, cu siguranță conversația respectivă nu ajungea la tine. Dar de ce spui că nu ajungea la mine? Ia spune-mi, că așa. Dar de ce toate conversațiile ajung la tine? De ce nu vorbesc? Toate conversațiile ții și despre mine și Achebono? Și mie mi-a plăcut de tine ieri, Alexandra. Această bombă. Toate ștourile de conversații la tine ajung. Nu știu cum ajung la tine. Este scrisă de tine, Cristian. Alexandra. Pe Instagram. Este Instagramul tău. Oficial. Alexandra. Draga mea. Mi-a plăcut de tine ieri, Alexandra, sus aici. Când așa dai să ți se deschidă ușa, că aveai un stil așa aparte, zici că cum ești tu obișnuită? Stăteai așa sus, te mai învârteai, te mai uitai pe vizor. Singurile persoane cu care am vorbit, așa, legat de emisiune, să zic așa, sau de relația mea cu oamenii din emisiune, sunt niște persoane, două, așa, nu vreau să zic, e bomba cu Nikos. De am zis o săptămâna trecută, de s-a aflat. Și nu am aflat bomba cu Nikos de la nicio persoană care ai tu minte. Da, mă, lasă să vorbească. Știi care e chestia? Că mi-a recunoscut. Și eu mi-am luat țeapă cu Nicos, că m-am dus și am zis, bă, uite, tu te rogi de prietenii mei să-ți dea like. M-am dus și am arătat poză cu conversația, scrie exact Nikos X9, dar la poză era altceva. Fiindcă dacă nu ai persoana respectivă la follow, dacă nu ai persoana la follow, îți apare numele pe care îl alege. Eu pot să-mi pun ce nume. Alexandra, cu toată sinceritatea. Înțeles? Știu, Alexandra. Cristian, ce spui tu acolo. Ideea este că acea conversație este făcută de tine pentru că ți apare Alexandra, hai să spun un lucru. Dacă persoana care ți-a scris ție, tu, acea conversație nu-l are pe Cristian la follow, nu are cum să arate numele lui. Alexandra, ai început să tremur. Nu contează de tine, tu poți să-l ai, că nu ai făcut tu screen. Nu contează. Alexandra, hai să spun ceva. Mona s-a dus materialele. Cu Andrada s-a dus cearta, nu mai materiale. Cu Nikos la fel, nu mai materiale. Da, Paul, fix asta vreau să fac, să-ți aduc ție material special pentru tine. Acum vrei să-ți faci relație, Și dă-ți un restart la creier că gândești cum să-ți iere. Nu te aud. Că trebuie să accepte o mamă. Ai înțeles? Nu te aud. Am zis, du-te și dă-ți un restart la creier pentru că gândești cum să-ți iere. Du-te și... Tu...
Mamă mea, trebuie să schimb procesorul. Fii atent, fii atent. Uite la persoana respectivă care ți-a trimis screen-ul. Mamă, dacă te-aș da neuronii mei, ți-aș lua protoni în razna. Jur. Alexandra, și buzele, mâna pe inimă, spun Alexandra. Jur. Nu, nu este. Am acceptat tot ce ai fost tu. Nu, da, odată ce vii. Am acceptat că ești. Am acceptat că te. Am acceptat că ești. Dacă ești. Nu să accept. Deci eu l-am întrebat pe Cristian dacă mai are vreo problemă așa cu Akebono, pentru că în afară este altceva și aici spune că nu mai au nicio problemă. Asta a fost singura mea întrebare. Ca să te lămuresc pe tine, săptămâna trecută... Pe da, tu ai dat, tu ai spus, ai afirmat. Da, săptămâna trecută, săptămâna trecută... Păi din moment ce săptămâna trecută, acuzație, trebuie să-i spui... Săptămâna trecută... M-am certat cu Akebono pentru ce a fost în emisiune și ce s-a vorbit. Ne-am dus în cameră separat, l-am luat frumos, vreau să vorbesc cu tine. Spune-mi ce ai de spus, eu spun ce am de spus. Am vorbit, am dat mâna și punct. Și tău, Cristescu. Ai înțeles? Și tu vrei să deschizi dacă, dacă vorbeam cu cineva vreodată despre Akebono, 100% sau de rău, de bine sau de rău, niciodată nu ajungea conversația la tine. Să ne aducăm în conversație, în platou, să o discutăm. Bă, dar chiar dacă... Mă, foarte bine că vi l-am închis. Chiar dacă... Dar nu vreau să aduc frumos. Eu să fiu... Dar te văd în stare, frate. Auzi, tu crezi că așa prost... Dacă ar vorbi, ar vorbi prin vocal sau mă... Bă, pe mine mă deranjează că a adus ea. Eu nu mă interesează ce ai vorbit de el. Că ai vorbit de prost sau de bine, nu mă interesează. Dacă interesează... tu mă crezi atât de prost, să vorbesc de cineva de rău și să las la cineva vreodată ceva la mână împotriva mea, dacă aș fi vorbit cu cineva, tu crezi că îi trimiteam mesaj de pe Instagram-ul meu? Cineva ar vorbi cu cineva apropiat și niciodată nu i-ar fi trimis Alexandru. Nu ține de mine, păi asta vreau nu mă interesează. Nu există. Singurele persoane cu care vorbesc e familia mea prin scris. Bă, lasă-mă că așa a venit și a făcut și cu ăsta și cu... A venit și a făcut la fel cu ăsta și cu Andrada. N-ai înțeles un lucru. Eu m-am certat cu Akebono săptămâna trecută și i s-a dus la cunoștință că eu vorbesc de urât. Dacă vine acum și Alexandra, mai vine cineva, după aia vine și spune, bă, ăsta chiar e mâncător. Și mie nu-mi place treaba asta. Mie în față, vreodată, arată. Bă, nu există vreodată să stai să vorbești de ăsta cu o persoană care ar putea să trimite Alexandra. Asta spun dacă și vorbești eu. Ceva, vorbești cu apropiații tăi care niciodată nu asta îi vor da schimb la Alexandra. Logic. Așa a făcut și cu ăsta și cu Andrada. A făcut la fel. De strateg și cu persoane apropiate ar vorbi pe cameră, n-ar vorbi. Băi, nu vă mai zic. Nu-i vorba, mă, de asta. N-ai cum să vorbești mesaje dacă vrei. Dacă vorbești ceva de rău, niciodată nu vorbesc. Eu nu știu de ce săriți în sus, că ea vă zice că voi săriți în sus. Același lucru l-a făcut cu Andrada și cu mesajul, același lucru. Cum a zis și George, și Andrada, George a avut un copil de crescut. Pe tine te sună acum un băiat, îți dau un exemplu. Pe tine te sună acum un băiat și este cu un copil în casă, da? Da. Ei, ok. Este cu un copil în casă și ți-l arată. Uite, el este băiețelul meu. Și nu spune că este biologic sau nu, înțelegi? Trece timpul și te întâlnești cu el pe... Deci el a afirmat, este da. Pe țelul meu. Da, trece timpul și tu te întâlnești cu el. Uite așa, din întâmplare se întâmplă cum s-a întâmplat la mine și la Akebono. Și el vine și, nu știu, din întâmplare se pune întrebarea, bă, ai un copil sau nu? Și el spune nu. Și tu spui că, păi stai puțin, m-ai luat de proastă? În cazul în care el a zis, el este băiețelul păi meu, asta atunci, a da. Spus, păi asta a da, spus. Dacă ți-l arăta și atâta, nu. Nu, asta a spus, că atunci, nu sunt nebună. Da. Și nu a spus odată, a spus de vreo 3 ori, că de vreo 3 ori am vorbit cu el prin video. Asta a spus. Da, în cazul în care el a făcut acea declarație, este copilul meu? Dacă nu era, eu nu spuneam. Păi eu nu spuneam Andrada lucrurile alea dacă eu nu le știam. De la el. Nu le știam, că le știam din auzite sau mai știu. Da, dar voi nu trebuia să continuați. N-am mai continuat Andrada, nu am mai continuat. După aia ei au venit cu alte lucruri, au venit cu acuzații nefondate, cu lucruri din auzite, cu fapte nedovedite, cu multe prostii care nu s-au întâmplat. Poți să vorbesc cu Nicos? Hei! Andreea, așteaptă că poți să mergi în camera roșie mai târziu. Ah, ok. Aș vrea să vorbesc cu el legat de chestiile, când a zis el legat de follower, că am venit aici doar pentru follower. Vreau să văd dacă chiar a zis asta. Eu când am intrat, când am venit aici, nu sunt sigur 100% că am auzit asta, dar l-am auzit pe Nicola spunând că am venit aici doar pentru follower. Dar când a spus asta? Înainte dar să intri sau după? Andreea. Asta zic, că parcă eram prieteni. Deci pur și simplu sunt dezamăgită. Fii atentă, eu îți spun mai bine, schimbi în camera roșie pe cineva care te interesează. Da, să nu ți rosești o cameră roșie degeaba. Și oricum vei avea ocazia să vorbești. Păi oricum, da, așa este. Vei avea ocazia să vorbești. Deci profită de camera roșie. Dar de ce să le în camera roșie pe Nicolas? Păi eu ce-am spus? Voia să-i adresez o întrebare lui Nicolas și i-am zis acum. Vorbești aici, că dacă ai zis că îți place de George și de Seba,
mai bine ia în camera roșie pe unul din ăștia doi, că decât să le iei pe Nicolas pe care poți să-i adresezi întrebarea asta. Poți să vorbești aici? Da, clar, să apăi întrebarea mai bine. Cine știe, dar normal. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.